Patinoarul amplasat în parcarea primăriei, pe o suprafață de 300 metri pătrați, va fi deschis în fiecare zi în perioada 30 noiembrie 2019-30 ianuarie 2020, între orele 10 și 22, cu excepția zilelor de 25 decembrie 2019, 31 decembrie 2019 și 1 ianuarie 2020, când va fi închis. Programul de funcționare se poate modifica în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, precum și de solicitările privind utilizarea pistei. Patinele se pot închilia la tariful de 5 lei pe oră, pe baza unui act de identitate, taxa fiind similară cu cea din anii trecuți. Anul acesta sunt puse la dispoziția doritorilor 100 de perechi de patine.